Bună ziua, dragi urmăritori! Iată-ne porniți la drum în zorii dimineții. Dar ce căutăm? Păi, cu prilejul împlinirii a 162 de ani de la punerea Principatelor Române, am zis să vorbim despre cei ce au avut curajul să unească românii. Așadar, ne aflăm în drum spre Iași, acolo unde două mari personalități, Alexandru Ioan Cuza și Mihail Cogălnicianu, aveau să joace un rol important în istoria țării noastre. Iată-ne ajunși și la Iași, capitala Moldovei acum 162 de ani și locul unde Alexandru Ioan Cuza și Mihail Cogălnicianu aveau să devină personalități cheie în înfăptuirea Unirii Principatelor. Haideți să cutreierăm orașul în căutarea mai multor detalii despre cei doi mari conducători. Așadar, la răsărit de soare, într-o dimineață răcoroasă, primul popas îl vom face chiar la clădirea care reprezintă Iașul ca și imagine. Vorbim, desigur, despre Palatul Culturii. Haideți să dăm mână cu mână cu cei ce țin istoria vie. Bună ziua, bine v-am găsit! Bine ați venit la Palatul Culturii! Mulțumim, mulțumim! Aici, practic, este o importantă încăpere unde s-a desfășurat o pagină extrem de importantă din Unirea României, nu-i așa? Așa este. Palatul actual păstrează în zidurile sale și urmele palatelor vechi, la parter chiar și la etaj, dar este destul de transformat ca arhitectură interioară. De exemplu, sala adunării de la 5 ianuarie 1859, aceea care a hotărât că Alexandru Ioan Cuza să fie domn al Moldovei, a fost aici, în acest palat, la etaj, dar chiar pe locul acestui hol de onoare pe care îl vedem noi astăzi. Deci sala efectiv nu mai există. Deci când ne imaginăm acea imagine istorică cu camera locul plină, memorii, era de fapt aici. Da, este în acest loc din inima Palatului Culturii. Este locul unde, după slujba religioasă de la ora 11 din 5 ianuarie, cu inimile curate, cu conștiințele împăcate, deputații moldoveni se îndreptau spre Palatul Ocârmuirii pentru a-și da voturile lor și, deși au fost mai multe grupări, unii simpatizau cu Mihail Sturza, cu fostul domnitor, sau cu Grigore Sturza, cu fiul acestuia, în final toți au votat pe Alexandru Ioan Cuza. Nu au fost voturi împotriva. Acesta a fost glasul istoriei. Iar în momentul următor, tot aici, Alexandru Ioan Cuza a depus jurământul ca domn. Cum a reușit din punct de vedere politic să obțină acel vot în unanimitate până la urmă? Dintr-o simplă rezolvare de strategie, faptul că cei care își doreau unirea au reușit să propună un singur candidat, pe când cei care nu își doreau unirea au rămas cu doi candidați care au dezbinat voturile. Și unioniștii au reușit cu două seri înainte, la Sala Elefantului, la Muzeul de Istorie Naturală, să se adune, să se hotărască cu greu, după trei scrutinuri asupra unui candidat, și acesta a fost Alexandru Ioan Cuza. Cred că, dacă tot am ajuns aici, putem afla chiar mai multe despre marele domnitor Alexandru Ioan Cuza, așa este? Da, vă invit, dacă vreți, să vedeți expoziția pe care am dedicat-o domnitorului la 200 de ani de la naștere și putem discuta mai multe. Suntem în continuare în Palatul Culturii, într-o expoziție dedicată domnitorului Alexandru Ioan Cuza cu muzeograful Sorin Iftimie. Înainte să începem din nou cu Alexandru Ioan Cuza, care este un personaj grandios în schema Unirii, aș vrea să vorbim și despre alt personaj, unul care a fost puțin mai eclipsat, dar destul de important. Este vorba despre Mihail Cogălnicianu. Care a fost rolul lui în înfăptuirea Unirii, atât în alegerile care au avut loc aici, la Iași,
pe 5 ianuarie, cât și ce s-a întâmplat după asta cu unirea principatelor. Cu Gălnicianu este un personaj fascinant care a fost evocat în anii din urmă cu prilejul aniversărilor și are un rol extraordinar încă din timpul Revoluției la 1848 și mai ales în partea de după, de emigrație, care pregătește reformele viitoare din România modernă și putem spune despre el că dacă în prima jumătate a secolului XIX cel mai bun cap politic l-a avut Mihail Sturza, în a doua jumătate, cel puțin pentru Moldova, Mihail Cogălnicianu este mintea strălucită, eminența cenușie. Sunt momente din acestea mai directe, insurecționale, unde nu-l găsim neapărat prezent, dar în momentele de concepție, momentele de validare a unor acte politice, vedem în spatele multor acte pe mintea lui Mihail Cogălnicianu. Când Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn la 5 ianuarie, a rostit un discurs extraordinar Mihail Cogălnicianu, săpat parcă în piatră. El a spus la legi nouă, oameni noi, și faptul că măria ta, alegându-te pe tine domn, țara a vrut să dea un alt curs istoriei noastre și îl îndemna să fie bun și blând, mai ales cu cei față de care domnii trecuți au fost nepăsători și răi. Îl îndemna să uite de adversitățile anterioare și să fie un părinte bun și pentru cei care l-au iubit și pentru cei care nu l-au iubit. Și l-a ajutat să-și facă statura aceasta de domnitor, de prinț, dincolo de statura omului politic obișnuit. De altfel, într-o bună parte a carierei, în spatele multor acte scrise al lui Cuza, regăsim condeiul și mintea lui Cogălnicianu. Într-o primă parte a domniei găsim condeiul lui secretarul lui Cuza, Baligod de Bain, dar în multe, mai ales în cea de-a doua parte, îl găsim pe Cogălnicianu. Și mai ales este acel moment foarte important, 1864, când Alexandru Ioan Cuza, pentru că întâlnea blocaje în cadrul adunării, a dizolvat Parlamentul și a condus autoritar. Cel care a citit în Parlament actul de dizolvare a fost Mihail Cogălnicianu, omul care a avut acest curaj. Iar anul acesta de reforme îi se datorează în mare parte lui Cogălnicianu, care în ciuda faptului că nu era un personaj atletic, impunător prin prezența sa fizică, era un om de mare curaj politic și de mare concepție. Se poate spune că amândoi au avut destul de mult curaj politic. Totuși, în relația lor, Cogălnicianu era un fel de sfetnic? Au avut și momente în contradictoriu cei doi? Era un sfetnic de seamă al lui Alexandru Ioan Cuza, au fost relații uneori mai apropiate, ulterior și din cauza prietenilor, acestea s-au mai răcit, dar mai multe lucruri extraordinare din timpul domniei lui Cuza am putea spune că îi se datorează lui Cogălnicianu chiar în mod direct, dacă ar fi să ne gândim la fundarea universității din Iași. Și astăzi, în fața universității, este acolo o statuie a lui Cogălnicianu. Uneori ne întrebăm ce e cu ea. Este o statuie de ctitor. El este cel care putea să conceapă așa ceva. Alexandru Ioan Cuza nu era un mare iubitor de carte, de artă, de colecții, pe când în Cogălnicianu găsim toate aceste dimensiuni a unui om de mare suprafață intelectuală și de viziune. Știm prea bine că Unirea Principatelor a generat ceva tensiuni internaționale, adică, na, până la urmă, este vorba despre o mișcare politică. Alexandru Ioan Cuza a trebuit să joace cartea și și-a jucat-o bine, doar că Austria și poarta otomană nu prea au fost de acord cu decizia de unirea Principatelor. Cum au gestionat guvernul proaspetei României pe atunci această criză? Este un moment într-adevăr special care nu avea antecedente care să sugereze soluții, dar clasa politică de atunci a reușit să găsească calea potrivită pentru recunoaștere. La vremea respectivă, Vasile Alexandri era ministru de externe al Moldovei și el a fost în momentul următor și diplomat, mergând în principalele capitale europene
pentru a convinge pe guvernele și suveranii de acolo de dreptatea cauzei românești, iar la Constantinopol, în locul cel mai dificil, a fost misiunea consulară a lui Costache Negri, care avea rădăcini grecești și foarte multe relații în capitala Imperiului și reușea să obțină sprijinul consulilor străini pentru cauza țărilor române. Era evident că cele două puteri nu puteau să accepte cu ușurință politica faptului împlinit, cea de a da o soluție care nu era prevăzută în Convenția de la Paris, în actul care era atunci un fel de constituție a principatelor. Și din acest punct de vedere este foarte interesant, de exemplu, poarta otomană a refuzat să dea un firman de recunoaștere. A emis două firmane la un anumit interval de timp, două săptămâni sau... Unul l-a recunoscut pe Alexandru Ion Cuza ca domn al Moldovei, prin cel de-al doilea l-a recunoscut ca domn al țării românești. Și abia peste un timp au recunoscut această unire pe perioada vieții domnitorului. Dar anii aceia au fost cu destul de multe convulsii, pentru că unirea se făcuse doar în persoana domnitorului. Și foarte multe instituții erau cele care trebuiau să fie unificate pentru ca țara să devină într-adevăr Se poate spune că ai noștri au fost destul de inventivi găsind această mică omisiune în Convenția de la Paris. Mulți ar spune, sau mă rog, există oarecum și o legendă cum că ar fi intenționată de anumiți prieteni de din afară. Este posibil. În primul rând, regimul sub care se aflau țările române, cel de protecție colectivă a celor șapte puteri europene, a fost un factor favorizant, pentru că era foarte greu șapte parteneri să-i pui de acord fie asupra unui proiect, fie asupra unei intervenții împotriva unui curs nedorit al evenimentelor. Asta în condițiile în care și ei aveau contrele lor între ei. Iar în ce privește Franța, este știut, marele prieten și marele sprijinitor a fost Napoleon al III-lea, fără de care unirea aceasta nu cred că s-ar fi făcut, dar în momente importante, în momente dificile, el este cel care ne-a ajutat foarte mult. Se știe și în 1857, când au fost falsificate voturile din Moldova, de fapt nu voturile, listele de vot pentru alegători, el este cel care a convins Anglia să fie de acord cu reluarea votului. A avut acea întâlnire cu regina Angliei la Osborne și acolo fiecare a cedat câte ceva și a ajuns la acest compromis că alegerile trebuie reluate, dar o atitudine exprimată cu foarte multă hotărâre, încât cele cinci puteri care erau neutre sau favorabile României au amenințat chiar Imperiul Otoman cu ruperea relațiilor diplomatice în cazul în care nu se vor relua aceste alegeri, pentru că despre falsificarea listelor se știa din acele scrisori secrete publicate de Cocuța Vogoride, deci soția caimacamului. Acestea ajunseseră în străinătate, au fost publicate și sub formă de broșură și toată Europa a luat la cunoștință de acel mecanism prin care voința moldovenilor a fost eludată de cei care administrau atunci principatul. Bun, acum... Sincer vă zic, încă de când eram în clasa a doua, a treia, știu că învățătoarea mea îmi povestea latura asta așa o leacă mai romantică despre Alexandru Ioan Cuza, faptul că el avea inițiativele astea de a se deghiza în cetățean și a lua pulsul târgului. Cât de adevărate sunt, în special cea cu ocaua mare și cu ocaua mică? Da, cu domnul justițiar și domnul popular, iubit de popor. Acesta a fost un mare dar al lui Cuza, pentru că el a fost un personaj, un om de acțiune și a știut să facă astfel de acte prin care să rămână, să pătrundă în inima poporului și să rămână acolo ca un personaj iubit. Nu este întâmplător că, după legendele cu Ștefan cel Mare, în memoria colectivă a românilor, următorul personaj este Cuza și apoi la mare, mare distanță oricine altcineva. Și asemenea fapte trebuie să fi petrecut neapărat în epocă, care au creat așa o aură de legendă. Mai târziu, bineînțeles, că au apărut și celelalte tradiții în care prezenta administrația lui Cuza ca una discreționară,
corupt, proastă administrare a banului public, dar pentru începuturile domniei s-a menținut această imagine și memoria sa, memoria acestor povestioare, mai ales în lumea satelor, în lumea oamenilor simpli, pentru că Alexandru Ioancuza a avut aici, în lumea satelor, niște foarte buni susținători. Faptul că el a făcut reforma agrară prin care a dat pământ țăranilor, au făcut din el un protector al țărănimii și un personaj iubit, stimat, și faptul că la 1864 a întemeiat școlile rurale, învățământul gratuit de 4 clase, s-a apărut o întreagă clasă de învățători de la sate care au fost armata lui Cuza. Armata memoriei lui Cuza a fost reprezentată de acești învățători, prin mâna cărora treceau toți copiii de țărani care învățau o brumă de carte, și memoria domnitorului și al Unirii, dar domnitorului reformei agrare și al luminătorului de carte. Atunci au apărut apostolii neamului, care sunt învățătorii, care luminează satele, care sprijină pe copii să-și facă un drum în viață mai bun decât părinții și bunicii lor. Și acesta cred că este fenomenul care i-au păstrat o bună memorie lui Cuza, chiar dacă în deceniile următoare a existat din rândul altor clase tendința de a mai corecta de la această imagine foarte luminoasă și idilică și a introduce tot felul de lucruri omenești legate de Cuza, pentru că avea de toate, și calități și defecte. Din păcate, Alexandru Ioan Cuza a avut, cum s-ar zice, o domnie scurtă. Acesta a luat drumul exilului, iar acesta a fost succedat de Carol I. Nu multă lume știe ce s-a întâmplat cu Alexandru Ioan Cuza după ce a plecat din țară. Da, după acești 7 ani glorioși, sau după războiul de 7 ani, care ar fi fost domnia lui Cuza, a urmat și acest moment când a trebuit să se retragă. De fapt, Cuza de asta a și fost ales la momentul respectiv, pentru că prezenta garanții morale că atunci când țara va găsi un principe străin care să domnească pe cele două principate, el se va retrage cu onoare, lăsând locul istoriei să curgă mai departe, pentru că în momentul 1859 nu a existat această șansă de a găsi din prima un principe străin dintr-o mare casă domnitoare a Europei. Și Cuza s-a dovedit un om de caracter din acest punct de vedere. A fost acea lovitură de stat la 11 februarie care l-a înlăturat, cu două istoriografii diferite. Din perspectiva lui Cuza, a fost un act care a pus în primejdie unirea, pentru că aceasta era recunoscută doar pe timpul vieții domnitorului sau pe timpul domniei domnului Alexandru Ioan Cuza. Pe de altă parte, liberalii de la vremea respectivă se legitimează cu acest 11 februarie, când l-au dat jos pe tiran și au eliberat principatele și au reinstaurat democrația în principate. Interesant este că atunci când Cuza se retrage, s-a retras în Austria, o țară care nu i-a fost foarte favorabilă pe timpul domniei. A fost o ședere la Viena, a ajuns apoi cu familia și nordul Italiei, la Florența și-a cumpărat o reședință, o clădire care există și astăzi. Au fost o vreme prin Franța, dar în final tot lângă Viena, la Oberdobling, a cumpărat o reședință în care a locuit mai multă vreme și a manifestat de mai multe ori intenția de a reveni în țară ca simplu particular, dar noul domnitor și sfetnicii săi s-au gândit că ar fi un factor perturbator pe care România nu și-l permitea la vremea respectivă, mai ales că Alexandru Ioan Cuza fusese pus la diverse alegeri pe liste, a fost ales deputat în cameră și se vedea că nu ar fi fost un simplu particular locuind la Ruginoasa fără niciun amestec în viața publică, încât unii s-au temut de complicațiile care putea să fie furnizate de această revenire. Pentru Elena Cuza, Carol I și-a dat acordul să se întoarcă la Ruginoasa ca particulară, cu copii, familie, și o vreme chiar au locuit acolo, iar Alexandru Ioan Cuza era încă în exil. Apoi, când copiii au fost mai mari, au revenit și ei la studii. De fapt, în anul morții, în 1873,
Alexandru Ioan Cuza făcea un drum la Heidelberg, tocmai pentru că căuta o școală bună pentru fiii săi. Și acolo l-a surprins moartea, la sfârșitul celor 7 ani de domnie. El revenind apoi în țară, doar post-mortem, deci sicriul său. Este interesant că atunci când a plecat din țară, nu exista încă o cale ferată, dar între timp s-a făcut o cale ferată dinspre Austria, Cernăuți, Suceava, care era construită până la Ruginoasa și chiar și gara Ruginoasa. Și în felul acesta a fost posibil ca corpul răposatului domnitor să fie adus pe această cale cu un vagon de tren funerar până în gara Ruginoasa. Totuși, domnitorul, deși a fost exilat, el a avut în continuare relație cu statul român și chiar și cu Carol I. Acesta, de altfel, a inaugurat, sau mă rog, a dezvelit statuia al lui Alexandru Ioan Cuza din Piața Unirii, de aici, din Iași. Da, însă sunt vreo 3 decenii între moartea lui Alexandru Ioan Cuza și statuie. Statuia din Piața Unirii, care a fost dezvelită în 1912, după ce intenția a fost în 1910 să se întâmple acest fapt. Și a fost o mare bătălie în jurul acestei statui între conservatori și liberali, între moldoveni și munteni, între diverse facțiuni. Cred că nicio statuie nu a fost mai disputată și chiar în felul în care este realizată până la urmă, în detalii regăsim această dispută. De exemplu, sunt cele 4 coroane de bronz care imortalizează 4 date foarte importante din domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Una dintre ele este 11 februarie, deci data detronării. Este chiar coroana îndreptată spre balconul Hotelului Traian, unde atunci când veneau oficialitățile de la București, regele sau șefii guvernului și vorbeau de la acea tribună, deci în față aveau statuia cu data de 11 februarie, cu Revoluția de atunci. În cealaltă parte, lângă mâna stângă a domnitorului, regăsim un document care iese de sub mante, pe care scrie 2 mai. Și care amintea acea zi în care Alexandru Ioan Cuza a lichidat Parlamentul și a instaurat un regim personal cu ajutorul lui Mihail Cogălnicianu, care a fost un om de un deosebit curaj și care nu i s-a iertat niciodată acest act, dar pe care și l-a asumat. Total se poate spune că totuși a avut o relație cordială cu actualul rege devenit Carol I. Da, în momentul inaugurării statuii, Carol I a avut această înțelepciune de a nu se opune valului, a contribuit și cu donații la realizarea statuii, a bătut și o medalie în care arată că țările se onorează pe ele însele, onorându-și înaintașii, dincolo de orice dispute politice, de orice tensiuni, de a avea viziunea aceasta istorică asupra viitorului patriei, asupra trecutului patriei, a fost un fapt care l-a înălțat și l-a onorat pe Carol I. Aflând toate acestea despre Alexandru Ioan Cuza, am pornit spre Piața Unirii pentru a oferi un omagiu marelui domnitor. Hai să dăm mână cu mână, cei cu inima română, să învârtim hora frăției pe pământul României. Aici, în inima târgului, s-a jucat pentru prima oară Hora Unirii, iar statuia Marelui Domnitor a fost dezvelită de către Carol I pe 27 mai 1912 ca semn de mulțumire pentru rolul său cheie în fondarea statului român. Și iată-ne din nou pe drum, doar că de această dată mergem să-l cunoaștem pe cel ce a fost Mihail Cogălnicianu. Alături de Alexandru Ioan Cuza,
Mihail Cogălnicianu a fost un personaj cheie în înfăptuirea unirii principatelor. Tocmai de aceea ne aflăm aici, la Muzeul Memorial Mihail Cogălnicianu. Și mare ne-a fost surpriza, căci atunci când am pășit înăuntru, am fost întâmpinați de... Doamnelor și domnilor, onorați oaspeți ai ieșilor! Fiți bineveniți în Mahalaua Muntenimii de Mijloc, din capitala Moldova. Pe ulițele ei liniștite s-au așezat megiești de ispravă, bun gospodar și multe fețe de cinste. Bătrânii iubesc a povesti despre cele întâmplate în junețea lor și eu nu pot rămâne străin de această slăbiciune a vârstei. Am văzut lumina zilei la 6 septembrie 1817, chiar în această casă, după cum stă scris în ceaslovul familiei. Părintele meu a fost vornicul Ilie Cogălnicianu, iar mama mea, Catinca, era născută stabilă. Buna mea mamă vine de peste Prut, din Basarabia, unde și în ziua de azi sunt foarte mulți cei care poartă acest nume. Casa, pe cum o vedeți, a fost construită pe ulița din dosul Bisericii Bunavestire. Lângă casa logofătului Constantin m-a procordat, care a fost și casă domnească. În salonul cel mare al casei dumisale s-a iscălit pacea dintre muscali și turci la anul 1791. În primii ani ai veacului al XIX-lea, Ilie Cogălnicianu a făcut un schimb cu cumnatul său, Mihai Termeziu, dându-i pentru acest loc din Târgu Ieșilor părțile sale de moșie de pe râul Cogâlnic din Basarabia și ceva galben pe deasupra. Precum se vede, de pe malul acelui pârâu se trage stirpea cea veche a Cogălnicei. După așa o primire de la însuși domnul Cogălnicianu, pe care sincer m-a surprins, ce să mai zic? Bine v-am găsit! Bine ați venit, mă alătur și eu gândurilor transmise de Nicolae Urs, actorul care îl ilustrează pe omul politic Mihail Cogălnicianu în casa căruia ne aflăm astăzi, în apropierea unei zile cu o încărcătură specială pentru istoria noastră națională. Așadar, bun venit acasă la Mihail Cogălnicianu, aici la Iași, casă care astăzi este muzeu memorial. Trebuie să recunosc un lucru. Mereu m-am gândit ce a fost Mihail Cogălnicianu înainte de a fi prim-ministru. Evident că toate lucrurile au un început în viața fiecăruia dintre noi. Ei bine, și istoria lui Mihail Cogălnicianu începe aici, în casa aceasta, acum vreo 204 ani în urmă, când aici, la 6 septembrie, se năștea Mihail Cogălnicianu ca întâiul fiu al vornicului Ilie Cogălnicianu și al soției sale, Catinca, născută stabilă. Această Catinca a fost doamnă de onoare a Margalei Calimach, căsătorită Sturza, mama viitorului domn al Moldovei Mihail Sturza, care a crescut-o și care a fost cea care a căsătorit-o cu mai vârstnicul Ilie Cogălnicianu, boier cu funcții în administrația Moldovei de atunci. Ilie Cogălnicianu a construit casa aceasta, după cum ați aflat deja, și aici a început practic istoria în Târgu Ieșilor a familiei Cogălnicianu. Istorie care se încheie în casa aceasta în 1920, an în care Lucia Cogălnicianu, fiica celor doi soți, a vândut casa practic Societății Ocrotirea Orfanilor de Război și prin urmare stăpânirea cogălniciană în această zonă încetează. Dar până atunci istoria familiei și a locului a fost una interesantă și fascinantă pentru veacul al XIX-lea, ceva mai tristă pentru veacul al XX-lea, mai ales după 1949, când i s-a schimbat de câteva ori destinația, dar suntem fericiți că astăzi românii și nu doar ei, ci oricare vizitator pășește aici în Târgul Ieșilor, poate să descopere o pagină de fascinantă istorie națională vizitând locul acesta. Ce a fost Cogălnicianu înainte
de a fi prim-ministru. Ei bine, primele învățături le dobândește potrivit modei timpului, cu dascăli particulari, își face studiile la pensionatul francez de pe dealurile Miroslavei, al lui Victor Cuenim, unde îi cunoaște pe alți tineri străluciți ai generației sale, cu care se va și împrieteni. E vorba de Vasile Alexandri, Matei Milo, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, și foarte interesant că de acolo, de pe dealurile Miloslavei, împlinind vârsta de 14 ani și absolvind cu brio acest institut, are ocazia de a merge la studii în străinătate alături de beizadelele domnitorului Mihail Sturza. Asta pentru că mama lui Mihail Sturza, Margheoala, a fost cel care l-a nășit, i-a pus și numele Mihail și i-a lăsat aproape ca testament fiului ei să aibă grijă și de acest tânăr blăstar, Mihail Cogălnicianu, care beneficiază de educația mai întâi în Franța și apoi în spațiul mai auster, în spațiul german mai auster, unde tinerii aceștia au fost mutați de către Mihail Sturza la sugestia consulului rus pentru ca ei să nu se molipsească, să spunem așa, de valul revoluționar care deja începea și de ideile revoluționare care deja animau spațiul francez. Prin urmare, la întoarcerea în țară, nu doar el, ci întreaga generație, care acești tineri bonjuriși despre care s-a vorbit mult în toată istoria noastră națională, au vrut să reformeze, adăpați de ideile revoluționare europene, au vrut să modernizeze societatea și prin urmare s-au găsit fondatori și deschizători de drumuri în foarte multe direcții. Ei bine, între ei, Cogălnicianu pare se că a fost, cel puțin eu așa l-am perceput, a fost, dacă e să-i dăm crezare lui Octavian Goga, cel dintâi creier organizat, modern, român, organizat în sens modern. Și asta pentru că putem vorbi despre Cogălnicianu aghiotan domnesc, dar putem vorbi în aceeași măsură despre Cogălnicianu gazetarul, Cogălnicianu profesorul, Cogălnicianu directorul de teatru și fondator de, să spunem așa, orice a însemnat activitate culturală importantă, nu doar aici în Moldova, ci și în, mai târziu în Principatele Unite. Deci, iată câte pasiuni intelectuale și oarecum și gânduri revoluționare a avut înainte de a fi prim-ministru. Sunt convins că destul de multe dintre aceste gânduri au avut loc chiar aici. Este chiar biroul lui, probabil. Da, aici este biroul și așa am găsit în informații și documente de arhivă că în casă exista și un birou. Asta dacă ne gândim că, evident, bărbații vremii aveau o carieră politică, prin educație erau învățați să-și și îndrumați către o anume meserie. Și educația băieților și a fetelor era diferită în epocă, tocmai pentru că femeile nu aveau atât de multe avantaje. Ele erau cele care rămâneau mai mult în umbră și se ocupau mai mult de administrarea casei și educarea copiilor, dar prin urmare și el în tonul epocii a fost ca profesie avocat. Prin urmare și evident mare om politic. Prin urmare, un birou în care sunt expuse câteva valoroase obiecte din patrimoniul pe care îl are această casă, patrimoniu care se leagă evident de numele și de familia Cogălnicianu. Așadar, în portrete, în cele două portrete, îi cunoașteți pe părinții, despre care deja am amintit câteva lucruri. Apoi, pe birou se găsește un volum care este cu semnătură autografă, unul din volumele pe care el le-a publicat, Letopisețele Moldovei și Valahiei, alte câteva lucrări de referință și câteva obiecte personale. Am intrat în salonul domnilor,
un spațiu rezervat cu predilecție musafirilor bărbați și asta pentru că în economia caselor boierești existau astfel de spații separate de primire, așa după cum deja v-am precizat, datorită rolului și statutului social diferit pe care îl aveau domnii și doamnele în epocă. Așadar, într-un astfel de spațiu și într-o astfel de casă a personalității care a fost Mihail Cogălnicianu, cu siguranță discuțiile care se încingeau fie în jurul unei mese de cărți de joc, fie pur și simplu ca o discuție de salon, subiectele predilecte erau cele care rezervate administrării moșiilor, preocupărilor și funcțiilor, meseriilor pe care ei le aveau și fără îndoială și subiectelor politice care au animat spațiul acesta cel puțin în perioada de mijloc a secolului al XIX-lea. O cameră, cred că evident, rezervată odihnei. Da, e o daia de culcare, dormitorul, cum îi spunem astăzi, și este sau ar trebui să fie camera care să surprindă mai mult din intimitatea familiei. În plus, aici am avut ocazia de o pune în evidență cumva și pe anfitrioana de atunci a casei, Ecaterina Cogălnicianu, care se găsește în portretul aflat deasupra patului și pe care Mihail Cogălnicianu sau cu care Mihail Cogălnicianu se însoțește, așa cum singur notează într-un ceaslov al nașterilor, morților și căsătoriilor familiei Cogălnicianu, în anul 1852, în noiembrie, aici aproape, la Biserica Buna Vestire. El avea aproape 33 de ani când s-a căsătorit. Catinca era mult mai tânără, abia împlinise vreo 23, era deja văduvă, fusese căsătorită mai înainte cu un colonel, Iorgu Krupenski, cu care avea și doi copii. Cogălnicianu o ia de soție, înfiază cei doi copii pe care îi crește, alături de cei pe care i-a avut împreună cu Catinca. S-au născut 8 copii, din care au supraviețuit doar 4, băieții Constantin, Ion și Vasile și fiica Lucia. Această Lucia se pare că dintre toți a moștenit cel mai bine trăsăturile, cel puțin de caracter, ale tatălui, și părintele său era atât de mândru încât spunea la un moment dat că păcat că Lucia nu este băiat. Un salon al doamnei de data aceasta, în legătură cu salonul, cu rotonda, cu salonul casei, și în care se retrăgea doamna cu musafirele sau atunci când nu erau zile de vizită și, să spunem așa, cei ai casei veneau aici pentru un moment de relaxare de după amiază, să spunem. Bine, evident, tot doamnele, pentru că ele erau mai mult acasă și, cum vă spuneam, asta pentru că rolul lor social era diferit, dar să nu vă imaginați că rolul și rostul doamnei al anfitrioanei era mărunt sau era, să spunem, aplanat de aceste preocupări care astăzi poate nouă, care trăim într-un alt context și cu alte mentalități, ne-ar părea ceva, să spunem așa, puțin lucru. Nu era deloc să te ocupi de administrarea casei, să încerci să aduci casa sau să o ambientezi după modele timpului și să te ocupi de educarea copiilor. Erau niște îndeletniciri cât se poate de serioase și prin asta doamna întreținea sau chiar aducea valoare statutului social pe care îl avea domnul, mai ales dacă acesta avea și funcții importante, cum a fost și cazul acestei familii. Sufrageria era foarte importantă la fel pentru familiile boierești și pentru aceasta, evident, pentru că deseori aveau oaspeți și oaspeți importanți și una dintre, să spunem așa, formele acestea de loazir, cum am spus, o reprezenta vizita. Vizita care putea să fie sau, în fine, să aibă mai multe
scopuri, să spunem așa. Se puteau așeza la masă și apoi se puteau retrage în salon pentru un taifas sau pentru o serată dansantă. Foarte multe dintre obiectele expuse în această încăpere au fost recuperate de la urmașii lui Mihail Cogălnicianu. Avem piese care sunt destinate servirii mesei și care sunt cu monogramă, atât obiectele din porțelan, dar și tacâmurile care sunt din argint și au la fel gravată pe mâner monograma lui Mihail Cogălnicianu. Și iată-ne și aici, pe spațiu frumos. Da, ne-am așezat, am ajuns în salon și ne-am așezat, lucru pe care îl permitem vizitatorilor, pentru că aici am reambientat spațiul, păstrând aceeași, să spunem, aceleași rigori estetice ale veacului al XIX-lea și replicând mobilierul de aici după obiecte aflate în patrimoniul muzeal, astfel încât v-am permis să vă așezați pe scaune care sunt replică în stil Ludovic al XVI-lea, replică după unele care s-au aflat în proprietatea familiei Cogălnicianu. Am făcut lucrul acesta pentru că salonul în veacul al XIX-lea era un spațiu al sociabilităților, era principalul spațiu, cum am spus, pentru activitățile de loazir. Și ne-am gândit că ar fi interesant să-i redăm funcționalitatea de atunci, mai ales că ea se suprapune și pe necesitățile actuale ale unui muzeu chiar și mai micuț, așa cum este acesta. Dar adesea aici, în salon, am organizat și sperăm să mai putem organiza și în viitor evenimente culturale de ținută, cum ar fi concerte minicamerale, lansări de carte, simpozioane și ateliere educaționale, completând în felul acesta, să spunem, funcționalitățile pe care un muzeu le are și mai ales justificând că muzeele au rosturi încă. Absolut, și să știți că de foarte multe ori am invitat vizitatorii la exerciții de empatie, obligându-i să intre în atmosferă, să se pună în pielea pe personajelor de atunci și să încerce să ne împărtășească din sentimentele pe care le simt venind într-un astfel de loc cu o asemenea încărcătură emoțională. Evident că este foarte important și noi ne dorim ca mai ales cei tineri să încerce să facă astfel de, să spunem, simulări și de să încerce cumva să înțeleagă o epocă aflată așa la mare distanță de noi astăzi, dar care practic ne transmite așa arc peste timp cele mai importante conotații și reverberații din, să spunem, perioada în care noi ne-am constituit ca stat. De altfel, cred că în saloanele acestea, chiar din prima jumătate a secolului, atât la Iași cât și la București, se vorbea și se auzea franțuzește. Dar chiar dacă se auzea franțuzește, cei din elita de atunci vorbeau mult despre România și despre români, anticipând cumva sau încercând să sădească în mentalitatea vremii necesitatea unirii principatelor. Și Mihail Cogălnicianu, între toți, credem că a fost artizanul ei din umbră, pentru că în mod constant, în întreaga lui viață, nu a făcut decât să gândească, să spunem, ca un mare patriot și să gândească și să afirme și să scrie despre cât de importantă este și necesară este unirea cel puțin a celor două principate, pentru că atât se putea în contextul internațional și în care, mă rog, se găseau principatele aproape de mijlocul veacului. Gândiți-vă că într-un răstimp relativ scurt, de la 1848 până la 1859, în 10-11 ani, iată, s-a realizat unul dintre cele mai importante deziderate
ale revoluționarilor pașoptiști, care a fost radical, să spunem, afirmat de Mihail Cogălnicianu într-unul din documentele programatice, și anume unirea Moldovei cu țara românească, pe care el o vedea drept cheia de boltă fără de care edificiul național s-ar prăbuși. Rămâne așadar, pentru că suntem foarte aproape de 24 ianuarie, rămâne așadar important ca aici, aflându-ne, să precizăm că Mihail Cogălnicianu rămâne de departe unul dintre cei mai activi oameni ai epocii lui Cuza. O epocă care a fost, sau în care, să spunem, a fost foarte animată, în care se trăia intens, o epocă în care practic, cum am spus, în 30 de ani din secolul al XIX-lea, de la 1848 până la 1878, datorită și lui Mihail Cogălnicianu, principatele au ajuns să fie unite și independente. Iar doi ani mai încolo, în 1800 sau în fine, așa, în 1881, să fie proclamat și să fie proclamată România regat, 1881, ca să vedem cât că această zbatere a acestor tineri cu dorință de reformă nu a fost degeaba. Iar Mihail Cogălnicianu spunea într-un discurs prin 1877, rememorând cumva perioada în care el a fost prim-ministru și toată colaborarea cu Alexandru Ioan Cuza, spunea că îi rămâne recunoscător lui Alexandru Ioan Cuza, pentru că într-o epocă în care s-au întâmplat fapte mari și proiecte revoluționare, i-a permis și lui să-și pună mica sau să-și aducă mica parte de contribuție la faptele acestea mari ale țării, și pentru asta el îi păstrează o memorie vie. Ce poate fi mai frumos? Unul din cei mai importanți sfetnici să spună asta despre cel care rămâne peste timp până astăzi cunoscut ca Domnul Unirii. Pentru că m-ați întrebat cu ce s-a mai îndeletnicit Mihail Cogălnicianu înainte să fie prim-ministru, și pentru că aveți oportunitatea să vizitați și această micro-expoziție temporară care se găsește în holul muzeului, intitulată Istorie și gastronomie de la Cogălnicianu la Sanda Marin, am să vă spun că Mihail Cogălnicianu și mai vârstnicul său prieten Costache Negruții sunt autorii primei cărți culinare, primei cărți de bucate din istoria Moldovei, o lucrare scrisă la 1841 și neasumată de cei doi, adică semnată doar cu inițialele. 1841, dacă este să ne gândim, Cogălnicianu era foarte tânăr, Negruții era ceva mai în vârstă, era cu vreo 10 ani mai mare. Era în perioada în care era premier, deci un fel de primar al Iașilor la vremea respectivă, Negruții. Cogălnicianu era și el destul de cunoscut pentru, datorită preocupărilor din domeniul gazetăresc, să spunem, și să nu uităm că tot 1840 este anul apariției Daciei Literare, este anul în care Negruții, Alexandrii și Cogălnicianu devin codirectori ai Teatrului Național din Iași. Iată așadar ce surpriză frumoasă. Eu nu am așteptat și sincer vă zic, nu știam că
Mihail Cogălnicianu avea îndeletniciri în materie de gastronomie, mai ales că a scris și o carte de bucate. Exact, și tocmai de asta nici n-au semnat-o, pentru că nici nu era în mentalitatea epocii ca două asemenea personalități să aibă preocupări în această direcție, dar ea, necesitatea de a scrie această carte de bucate apare tocmai ca dorință a acestor tineri de a reforma și de a moderniza societatea, și nu numai sub aspectul veșmintelor, ambientării locuinței, ci chiar și în acest domeniu destul de important. Dacă ne gândim că până atunci influențele orientale făceau ca modul de a se alimenta al acestor, mă rog, boieri, să fie unul cu multe feluri de bucate, cu dulciuri foarte însiropate și care adesea predispuneau la o siestă prelungă și nici de cum la preocupări legate de administrarea țării, să spunem. Așadar, cred că de aici mai degrabă a venit reflexul de a scrie și de a face reformă și în acest domeniu, dincolo de faptul că, în fine, cunoscut, Cogălnicianu era și un mare gurmand. Rețetele pe care ei le-au scris au fost, evident, cele pe care le-au încercat, le-au cunoscut în călătoriile lor în Europa și, întorcându-se aici în Principate, s-au gândit să aștearnă pe hârtie 200 de rețete de bucate, cercate, prăjituri și alte trebi gospodărești. Foarte, foarte interesant și titlul și chiar dacă n-au semnat, Mihail Cogălnicianu, într-o altă scriere a lui din epocă, nu la puțin timp după apariția cărții, chiar justifica de ce au făcut asta și spunea că probabil posteritatea îi va considera introducătorii artei culinare în Moldova și spunea el acolo, iar noi ne vom mulțumi și cu atâta. Și eu am să mă opresc și eu aici, așa am să vă mulțumesc și dumneavoastră că l-ați lăsat pe Mihail Cogălnicianu în primă fază să ne întâmpine, după care ne-ați plimbat odaie cu odaie și ne-ați arătat spațiul lui intim și ne-ați dat și detalii despre rolul lui în unirea principatelor române și ne-ați făcut și surpriza, pot să spun eu, picantă așa pe sfârșit, dar cred că cel mai bine ar fi să nu răpim din plăcerea de a descoperi ei înșiși, vizitatorii dumneavoastră, această expoziție de gastronomie, care menționez că va fi până la jumătatea lunii februarie. Da, până pe 15 februarie și programul de vizitare este de marți până sâmbătă inclusiv, de la 10 la 16.30 se vinde ultimul bilet și vă așteptăm cu drag să ne vizitați. Și dacă tot suntem pe ținuturile Iașului, am zis să mai facem o drumeție la Ruginoasa. Și încheiem drumeția noastră aici, la patul de la Ruginoasa, al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, citându-l pe acesta. Unirea este singura stare politică ce putea să asigure viitorul nostru și să ne permită a da țării organizarea ce aștepta de atâta timp.